...de să cascadorii faute. râsului, așa, stați un pic, stați un pic, totuși Mitica Ciudica, Dragomir cu... Mulțumesc mult, doar o secundă, vă rog. Cu, uh, da, da da o secundă vă rog. Vreau să verificăm dacă ce spune medică Dragomir este adevărat sau nu. E o chestie simplă. Cine este avocatul FRF? Să ne uităm. Avocatul care a salvat FRF de la faliment... În procesul cu implicat în scandalul momentului, acuzat de trafic de influență, spălare de bani. Deci, avocatul FRF-ului este domnul Trăilă, după cum reiese de aici. Să zicem puțin, explicați-mi asta prima, dată, eu, după care ne ziceți dacă. Ce, ce e corect și nu e eu, corect, eu, eu mă refeream la apropierea. La chestia aia, adică el cu Voiculescu, hai să Bun. fim serioși. Okay. Lăsând asta la o parte, că atunci a fost o manevră în care, sigur, Dâncu era pe față și Dâncu e fratele lui Coldea, mai mare, că uh, Coldea l-a găsit pe Dâncu la SRI, nu invers. Aveți dovezi? Păi cum să n-am dovezi? E cronologie. Cronologie, Istorie. Uh, acolo a fost operațiunea clară făcută de ăștia, dar nu, nu era împotriva lui Dragomir. Că Dragomir a avut multe belele tot timpul, că se dă și ăsta erou acum al, lupti, al luptei anticoldiste. Uh, a fost împotriva lui Gică Popescu, cum a spus. Aia uh, a fost miza acolo. Bun, uh, aș vrea să vă întreb... Uh,